Fără îndoială că izolarea poate fi foarte ușor asociată cu descurajarea, cu singurătatea și suferința, cu criza, cu tragedia. Însă, în Scriptură, dacă vă uitați, oamenii lui Dumnezeu au văzut întotdeauna în izolare și o oportunitate uriașă. Era timpul special în care puteau să se apropie de Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus spunea că atunci când vrei să te rogi, de exemplu, trebuie să mergi în odăiță, să te încui, să închizi ușa după tine, adică să te izolezi pentru ca să poți mai bine să te apropii de Dumnezeu. Și astăzi, în izolare, în situația în care ne aflăm în țara noastră, vă invit să mai acordăm încă o dată atenția noastră neîntreruptă Cuvântului lui Dumnezeu, Sfintei Scripturii. Citim din Evanghelia după Luca, de la capitolul 8, și lecturăm aici, pentru început, un pasaj în care este prezentată importanța Evangheliei. De ce trebuie să strângem cuvântul în inimă, de ce trebuie să-l credem, de ce trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Adică Iisus mergea printre oameni și le anunța faptul că Dumnezeu vrea să mântuiască poporul său, că Dumnezeu are vești bune, că Dumnezeu vrea să aducă transformare în societate, în aceia care îl caută cu inima sinceră. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat, cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat, ce înțeles are pilda aceasta? El le-a răspuns, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care când aud cuvântul îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuie pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar, la felul cum ascultați, căci celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Pilda semănătorului este atât de frumoasă, atât de practică și de interesantă, pentru că ea ne arată cum funcționează mesajul Evangheliei în sufletul nostru. Este același mesaj pentru toți oamenii, însă oamenii îl primesc într-un mod diferit. Reacțiile oamenilor față de Cuvântul lui Dumnezeu, față de Sfânta Scriptură, sunt foarte diferite. Unii, ne spune textul acesta, sunt opaci. Sunt orbi, sunt ignoranți, măcar că aud, spunea Domnul Iisus, ei nu pot să vadă, nu pot să înțeleagă.
E trist, dar mulți oameni care nu-și deschid inima și care nu vin cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, poate vin ca fariseii din pasajele ce le-am citit anterior, cu judecată, cu dispreț, cu sentimentul neprihănirii lor, cu sentimentul că ei sunt oameni buni oricum și n-au nevoie de Dumnezeu. Oamenii care vin cu atitudinea aceea rămân orbi, rămân opaci față de mesajul lui Dumnezeu. Iisus explică în pilda aceasta că noi trebuie să venim cu inima deschisă. Ați văzut aici, sunt patru tipuri de teren, de sol, și Iisus însuși oferă explicațiile, nu e cazul să mai adăugăm nimic. Întrebarea este, tu cum primești cuvântul lui Dumnezeu? Avertismentul este, ferește-te să primești cu ușurință cuvântul lui Dumnezeu. El vorbește aici despre materialism, despre necredință, despre ușurință, un mod superficial de a te uita la cuvântul lui Dumnezeu. Citesc de câteva zile bune deja, în fiecare zi câte un capitol și poate mai urmăriți sau poate urmărești astăzi pentru prima oară. E important să-ți faci timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. E important să te rogi. E important să spui, Doamne, vreau să primesc Evanghelia Mântuitoare în inima mea și vreau cuvântul acesta pe care îl primesc, care îl ascult, pe care îl citesc, să crească, să aducă rod în viața mea, să fiu transformat de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți dea o inimă curată și îți poți curăți inima prin apropierea de cuvântul lui Dumnezeu. Urmează acum să citesc despre familia lui Iisus. Nu mulți oameni sunt la zi cu adevărul acesta, deși este de 2000 de ani scris pe paginile Scripturii. Iisus a mai avut frați. Mama lui Iisus, Maria, care era logodită cu Iosif la momentul nașterii Mântuitorului, apoi se pare că a urmat căsătoria și a avut fii, pentru că așa ne vorbește textul și veți putea să vedeți, oamenii lor interpreta cum vor ei. Însă cuvintele de aici sunt foarte clare. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus, mama și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Fiți foarte atenți acum. Dar el, drept răspuns, a zis, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Pentru Iisus, importantă și valoroasă este misiunea sa. El spune, eu recunosc astăzi ca mamă sau ca frați pe aceia care fac voia lui Dumnezeu, pe aceia care îl caută pe Dumnezeu. Iisus nu așează pe mama sa pe un piedestal, nu îi așează pe frații săi, nu le dă o poziție privilegiată, nu e atins de nepotism. Iisus însă spune, aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc, aceia sunt frații, sunt surorile mele, sunt pentru mine ca o mamă. Poți astăzi să te bucuri că Iisus te invită în această părtășie selectă, în familia lui, prin faptul că primești și accepți cuvântul lui. Mai departe, urmează patru minuni săvârșite de Iisus în capitolul acesta. Ne vom uita la ele pentru că fiecare are o altă fațetă, o altă reflectare a divinității, a puterii și a înțelepciunii lui Iisus Hristos. Prima dintre ele, potolirea furtunii. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și erau în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, i-au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și îl ascultă? Ce este important de remarcat în această întâmplare este calmul lui Iisus. Pentru că în calitate de fiu al lui Dumnezeu, el știe că nu poate să fie clintit de nimic. Iisus chiar doarme. Ucenicii, în schimb, sunt la capătul disperării. Și de multe ori facem și noi așa, ne tulburăm de împrejurările din viața noastră, uitând să mergem mai întâi la Domnul Iisus. Dar frumos este că ucenicii își dau seama apoi că Iisus este
purtătorul slavii și al prezenței lui Dumnezeu, plin de spaimă și de mirare, ziceau: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Haideți să vedem mai departe puterea lui Hristos manifestată de data aceasta poruncind demonilor. Nu doar natura îl ascultă, ci chiar și toate ființele, inclusiv ființele demonice. Au venit cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: ce am a face eu cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog să nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustiuri. Iisus l-a întrebat: cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Iisus a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. O legiune de demoni. Asta cuprinde între 3.000 și 6.000 de demoni. Un om care era stăpânit de duhurile rele și care băga spaima în oameni. Omul acesta, acum când se întâlnește cu puterea lui Dumnezeu, el însuși este îngrozit. Ceea ce se întâmplă în textul acesta este poate greu de acceptat de societatea contemporană. Dar realitatea este că activitatea demonică este prezentă în lumea noastră și este evidentă. Gândiți-vă doar la Holocaust. Cum ar putea oamenii să inventeze, să rafineze metodele acestea de ucidere în masă, dacă nu ar fi fost influențați direct de diavolul? Puterea demonică se manifestă și astăzi, când oamenii au ajuns într-o confuzie generală cu privire la identitatea sexuală. Astăzi, când există atâta violență și viol și abuz, diavolul iese în spatele acestor lucrări. Însă, Domnul Iisus aici se prezintă ca acel care are putere și asupra puterii diavolului, asupra puterii demonice. Și El ne-a învățat că există autoritate astăzi în numele Lui și vom vedea chiar în capitolul pe care vom citi împreună mâine. Ce aș vrea însă să mai remarcați este faptul că porcii, atunci când demonii intră în ei, preferă să se arunce în mare decât să fie locuiți de demonii aceia. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a făcut ca să trăim sub dominația și sub puterea diavolului. Dumnezeu ne-a creat pentru El și pentru slava Lui. Și mă rog în această zi, în timp ce citești cuvântul acesta, dacă știi că în viața ta, poate ascultând Scriptura, există influențe ale diavolului. Poate puterea celui rău te stăpânește, poate te face să te comporți într-un mod rău față de familie, față de cei din jurul tău. Poți să-i ceri lui Hristos să se atingă de tine. Omul acesta a fost transformat, a fost schimbat atât de radical, oamenii au fost uimiți să-l vadă așezat la picioarele Domnului Iisus Hristos. Ajungem acum la o a treia minune făcută de Domnul Iisus. De fapt, sunt două într-una, pentru că prima este un pretext pentru cea de-a doua.
La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. Era un evreu foarte apreciat, un lider în comunitatea aceea. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau. Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, cât știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Cum vă spuneam, prima întâmplare este un pretext pentru a doua. Iair îl cheamă pe Iisus ca să se atingă de fiica lui, care era bolnavă, era pe moarte. Iisus, în drum spre casa lui Iair, este atins de femeia aceasta. Aceasta este minunea mai mare. Este minunea care izvorăște dintr-o credință neclintită în faptul că Iisus este Salvatorul, este Vindecătorul, este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. Vreau să-ți spun, dragul meu, la finalul acestei lecturi, vreau să reții lucrul acesta, milioane de creștini de-a lungul istoriei au fost încurajați de fapta acestei femei. În simplitatea ei a spus, doar să mă ating de Iisus, cu multă reverență, n-a crezut măcar că poate să meargă în fața lui, să-i se adreseze. Pe la spate, prin ascuns, s-a dus și s-a atins de poala hainei lui. Și asta a fost de ajuns ca să stârnească puterea de vindecare din Domnul Iisus Hristos și a fost tămăduită, a fost iertată, a fost pe deplin transformată de Domnul Iisus. Fie ca și în această zi, la izolare, noi să știm că Iisus poate fi atins, poate fi îmbrățișat, poate fi cuprins prin credință și toate binecuvântările care sunt pentru noi să le primim astăzi din mâna Lui. Fiți binecuvântați de El!